Radburg are toată gama de anvelope noi și reconstruite la cele mai avantajoase prețuri. La Radburg găsiți anvelope pentru autoturisme și pentru camioane agricole și industriale. Tot la Radburg puteți beneficia de cele mai profesionale servicii de mecanică. La achiziționarea anvelopelor, montajul este gratuit pentru a oferi mașinii cea mai bună gamă de anvelope, iar dumneavoastră siguranță pe șosele. Radburg vă așteaptă cu cele mai bune oferte. La sediul din Suceava, pe strada Oborului numărul 398D, la intrare în Șcheia dinspre Ițcani, și la Rădăuți, pe calea Bucovina, vine numărul 102 la intrare dinspre Suceava. Și pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Toții ne dorim ca mediul în care trăim să fie curat. De aceea vă propunem soluția Ceramica Steel de panouri fotovoltaice pentru energia verde. Ceramica Steel vă oferă pachete fotovoltaice all-inclusiv pentru a vă asigura eficiența în casa dumneavoastră. Investiți în viitor. Calitatea este piatra de temelie a succesului. Energia soarelui pentru casa dumneavoastră, doar cu Ceramica Steel. Uite, povestea Facos a început în 1972 în Suceava, în Suceava lui Ștefan cel Mare, domnitorul tuturor moldovenilor, știi? Sunt Sofia Vicoveanca și vă recomand produsele Facos. Respectă gustul și tradițiile din Bucovina. Le-am testat, le-am gustat, vi le recomand în toată inima. Facos, respect pentru tradiție. Și încă ceva. Încercați gama premium Țara de Sus, bunătăți din Bucovina, realizat de Facos. Minuni! Master Solution, printare, copiere, scanare, alb, negru și color, la cel mai bun preț din Suceava. Direct la tine în birou. Master Solution îți oferă închiriere, copiatoare noi și second hand. Echipamente verificate și testate. Master Solution, partener Advanced Konica Minolta. 0755 071111. www.mastersolution.ro. Vremurile s-au schimbat, dar rețeta s-a păstrat. Bermas readuce pe piață berea Solca. Tradiție și savoare din 1810. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Dragi prieteni, sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție emisiunii Lumea în care trăim. Ne mai despart 10 zile până la cea mai frumoasă sărbătoare din an, sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Și de ce nu, întâmpinarea acestei sărbători să nu o facem într-un cadru festiv. L-am alături de mine invitat pe tenorul Sorin Ursan de la Clid. Bună seara, Sorin, și bine ai revenit! Bună seara, Doru! Bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră! Mă bucur că ești alături de mine. Nu știu cum se face, dar la sfârșit de an așa ne întâlnim. Precum da. Ștefan Hrușcă, tot la sfârșit de an își cântă colindele. Da. Știm cu toții deja că sfârșitul de an este dedicat lui, e și recunoscut și numai pe plan național, ci și pe plan mondial, în comunitățile de români. De România, da. Își arată talentul în ceea ce înseamnă colinde românești. Da. De data asta, împreună fiind
Vreau să te întreb cum ți-a părut anul 2022. 2022. Așa, ca o linie. Un an, să zic așa, un an bun din punct de vedere al, nu știu, al sănătății, al puterii de muncă, al creativității, zic eu, din prisma mea, fiecare foc la oala lui trage. Așa. Ți-a mers bine? Mi-a mers bine, nu foarte bine, bine. Nu știi pot să... foarte bine e dușmanul binele, da. Așa că... Da. E bine să te mulțumești cu bine. E bine așa, totdeauna știți că Biblia se scrie foarte frumos, nemulțumitul lui se va la darul. Așa că eu zic că e bine. Se putea și mai bine sau se poate și mai bine, dar în cinere a fost bine și mulțumesc Domnule pentru toți și pentru toate. A fost un an așa cu, ați văzut și noastră, cu toate fluctuațiile astea, cu toate scumpirile, cu toate creșterile astea de cu toate crizele. Toate crizele, cu toate surprizele astea pe care ne le dau gratis cei de sus, în ceea ce privește, eu știu, fel de fel de majorări în plină criză, unii care iau, li se mai dau, unii care n-au, li se iau, ca în Biblie, știți? Cea mai simplă, adică criza a fost criza apei din cauza paniculei excesive care a căzut peste Europa 2 luni de zile. Și de ce spun simpatică? Știi că mi se spunea să facem duș câte 2, eventual să ejectăm în timpul dușului, așa, să ne spălăm mai rar. Știi, pandemia ne-a învățat să ne spălăm mai des, în timp ce criza de apă ne-a învățat să ne spălăm mai rar. Oricum, în opinia unora, știi? Oricum, din punct de vedere demografic, suntem, mă rog, este loc poate și de mai mult, dar datorită faptului că noi, hai să fim serioși, să fim realiști, ne cam... nu prea respectăm acest pământ, toate frumusețile și toate bogățiile, resursele naturale sau tot ceea ce ne dă el. Din contră, ne bate în joc și să ajunge la asemenea crize. Pentru că, na, e foarte ușor să cumperi, e foarte greu să reciclezi. La fel și statul, pentru că observați și dumneavoastră cu... Când mergi să cumperi, toți stau în fața ta, toți nu știu cum să... cu ce vă servim, cu ce vă pot ajuta, scrie pe spate la ținuta respectivului angajat, totul e așa tonic, optimist, și după aceea așa ai plecat, nu te mai întreabă nimic, adică iei sticla aia, ce faci cu ea, cu ea o dai, te întrebi singur, mergi la un reciclator, mergi să scrii roboțel acolo, consultați sau chemați un consultant, consultantul nu-i te lăși pe gubaș, lăs sticla jos. Adică cam asta e lanțul, știi? Dar nu mi se pare corect. Adică nu mi se pare corect. Da, tu ca profesie ești, ai făcut cunoștință și asta zi de zi cu zona de vânzări. Și orice vânzător te scanează. Da, normal. Te scanează și rămâne cu ochii pe... Și încearcă să vândă cât mai mult. Da, normal. Să scoată din wallet, din portofelul tău, cât mai mulți bani. Normal. Pentru asta și plătesc. Pentru asta și plătesc. Numerar, nu contează. Bani să fie. Așa este. E tratat în funcție și de targetul pe care îl face. Că asta e în economia de piață. Este o junglă. Nu stai bine mersi, trece luna, vine banul. Nu, ai făcut planul. Ok, nu ai făcut planul, e o problemă. În opinia ta, 2023, cum vă? 2023. An de 7. Nu știu ce să zic. Mă rog, nu știu cu numerologia, cu astrologia. 7 cu... este o cifră sfântă. Atât în Biblie, cât și în general. Da, am auzit, mă știu acum așa, îmi scapă, dar ce, să fie așa cum zici tu. Va fi bine. Dacă e an de 7 și este an de 7. Eu am o teorie. Și o cifră sfântă bună, să dea Domnul să fie așa. Eu am o teorie. În agenda 2020-2030, în fiecare an trebuie să se întâmple ceva. Uite, în 2020 a fost pandemia, 2021 sfârșitul ei, 2022 crizele, mama crizelor. În 2023 oare va fi o recesiune? Nu știu până unde se duce sau... Oricum, surprize va fi, vor fi. Sigur, asta cu siguranță. Pentru că totul e mișcare și nu știi unde dai și unde crapă. Adică trebuie să trăiești cu așa ceva. Adică nu e bătut nimic în cuie. Totul e relativ. Ne acomodăm. N-ai ce face nimers. Nu te acomodezi? Nu, trebuie să supraviețim. Ești înlăturat. Ești flexibil
Știi ce ai de făcut? Trebuie să ții pasul da, bineînțeles, cu moda. Da, bineînțeles, spune, bineînțeles. Da, ești o leacă mai sărmos, ești o leacă mai refractar, ești o leacă mai, eu știu, de modă veche, gata, se simte chestia asta. Și... Ai avut participări, cântări? Am fost, da, am fost invitat. Am fost invitat la zilele, Festivalul Național al Păstorului la Ciocănești, unde acolo mi-am depășit propriul meu record, ca să zic așa, nu este o laudă, dar este, a fost o provocare și de ce nu laudă pentru mine, 10 ate de operă cântate consecutiv și cu realizarea portretelor, caricaturilor, doritorilor, respectiv turiștilor care au fost invitați acolo. Adică domnul primar a gândit bine și a gândit frumos și i-am propus și a fost de acord și mi-a plăcut că este un domnul primar Ciocan, este un domn așa deschis. Și îmi place, adică nu că îmi văd eu interesul, dar el vede actul artistic sau cultura unitate în diversitate. Adică nu merge numai pe folclor, frate, tanga, tanga, te omoară. Nu, și așa, și așa, și așa, și așa. Este extraordinar. Aici, exact ca în Biblie, știi, în satul tău sau în orașul tău, nu poți să fii polițai, popă sau, eu știu, proroc. N-ai cum, pentru că tot timpul vor fi... Și așa și este. Stai aici și nimeni nu te deranjează cu absolut nimic. N-am nimic, nu sunt rotăcios, dar nimeni nu te deranjează cu absolut... Poți să faci pe mama mamelor, pe... Nu știu cum să-i spun sau cum să o descriu, dar chiar să nu încap nicăieri, să nu ai o mică plajă, să nu... Mi se pare... Adică, na, nu mă plâng, doar fește, îmi văd de treaba mea, merg înainte, îmi fac, singurul lucru este că... trebuie să mă descurc pe cont propriu și așa și este, adică ok, nu spune nimeni, faci cum vrei, nu vrei, nu limita bunul simț al egalității, e ok, dar zic așa, să fii agreat într-un proiect în ceva nimic. Într-adevăr, 10 ani e un record, este un record. Prima dată. Cel mai mult am avut 5 ani prima dată, pentru că mi-a fost să recunosc teamă. Pentru că supra-solicitarea vocală sau solicitarea vocală este imensă. Este, și na, riscurile sunt mari. Și nu știam cât pot duce, dacă pot duce. Sonorizarea, dacă nu e bună, iar este un element important pe care trebuie să-l iau în calcul. Și, într-adevăr, acolo au fost niște băieți și sunetiști extraordinari care mi-au asigurat un sunet foarte bun și lucrurile au mers extraordinar. Că au fost momente, situații când am gândit cu niște sunetiști care nu aveau treabă cu sunetul. Și efectiv mi-a rugat, adică... Spune-mi, și după 10 arii interpretate, coardele tale vocale, cum se simțeau? Păi dacă cânti corect, din punct de vedere tehnic, nu trebuie să ai nimic. Nu trebuie să ai nimic. Că este un efort. Este un efort, normal că este un efort, dar nu am pățit nimic, nu. Acolo a fost primul, unul din spectacol. Poate am avut ceva înainte, dar nu mai rețin așa, dar, așa ca amploare, ca, nu știu, ca... Ca virgulă, ca... Așa. Scuze, așa, a fost la Ciocănești, la piscina mare, într-adevăr, a fost wow. Și acum am fost invitat din nou tot de către domnul primar Ciocan, la Ciocănești, a fost târgul de folk de la Ciocănești și aprinderea bradului, a luminilor, așa, a fost din nou invitat acolo și m-am bucurat, am onorat cu prezența, ce să zic... Am mâncat și participare? Un pește foarte bun. În afară de Ciocănești? Alta participare am organizat la mine în sat cu ocazia împlinirea unei frumoase vârste, acelei de-a doua tinereți. Așa, și am organizat acolo după că am... La mulți ani, pe 27 noiembrie, nu? Da, mulțumesc, da, Dumnezeu toată lumea și mie. Și după cum am vorbit și anul trecut în decembrie, că am să... Mi-am propus și îmi doresc și am să... Și voi face și l-am făcut... Cântec și umor călit, cântec și umor călit de la Clit. Am organizat cu valorile strict autohtone din satul meu natal, Clit. Și am avut surpriza mare și bucuria deosebită de a avea printre consătenii mei copii, adolescenți, talentați, care, cum să vă spun eu, cereau nu în sensul de acțiune, în sensul faptic. Cereau așa, simteai că își dorește să se pună în valoare cumva. Și am zic eu că am
Am împlinit visul. Prima ediție. Prima ediție, da. Inițiată de tine, Eu am fost organizatorul, singur organizator. Eu am fost, am avut un ajutor, doi tineri din sat la mine. E vorba de Andrei și Cătălin, dacă nu mă înșel, care i-am primit cu diplome și cu un dar bănesc, cu, pentru că se cuvine să răsplătești munca, așa. I-am motivat în sensul ăsta și m-a ajutat foarte mult. Uite, am să rog regia să ne ajute cu ceva ilustrație, rog pe Sebi, în sensul ăsta, să fac o surpriză și eu. Da? Nu știam. Ia uite-te. Da, da, sala da. Sala plină. Sala plină, da, sala plină. Sala plină din noul cămin cultural din satul meu. Cămin frumos, cu domnul primar acolo și acolo sunt câștigătorii de la secțiunea de scenă. Aici sunt concurentele pe muzică, acordarea de premii. Aici e expoziția de grafică și de umor. Aici e un lucru doritorilor care au fost care au stat lângă mine, că după ce am creații. Da, da, după ce am organizat. Și astea sunt niște lucrări. Da, niște lucrări, da, fete copilași drăguți. Da. E foarte important, impresionant și totodată te felicit pentru combinația asta de cântec cu desen și modul în care ai reușit să rezolvi festivalul, pentru că nu este ușor. Nu este, să nu este. Să scenă o astfel este, de acțiune. Nu este, nu este ușor deloc, nu este. Și nu s-a spus. Să aduci în o sală de oameni. Nu este ușor. Și mă bucur că au fost alături de mine, mă bucur că au fost prezenți și că au rezonat cu mine. Pentru că la sat, acolo, există alte percepții vis-a-vis de lucrurile astea. Valoarea primordială acolo este munca, chestia astea sunt considerate ca fiind ceva așa, un moft. Știți? Da. Dar am reușit să-i adun lângă mine și m-am bucurat și mă bucur foarte mult că a realizat lucrul ăsta. Îi mulțumesc primăriei Comunei Arbore că Petru că au fost de acord să fie parteneri, deocamdată domnul primar chiar și afișul de expoziție totul l-ai făcut. Tot l-am făcut, diplome, tot. Și domnul primar mi-a promis că va fi și ediția următoare. I-am propus să facem, n-am avut resurse pentru că am obținut niște sponsorizări la persoane fizice care m-au ajutat și îi mulțumesc pe calea aceasta doamnei Irimescu Felicea, doamnei Căietor Viorica, domnului Negrea Petrică. Trebuie să mergi pe la ușile unor firme. Dar n-ai avut timp. N-am avut timp și poate anul viitor. Anul viitor am înțeles că o să am ajutorul din partea primării. Da, e bun. Că i-am spus să-l creștem și să-l aducem la festival comunal. Adică să fie implicate toate școlile, inclusiv din sat și din Comuna Arbore. Să vină și ei cu ansamblul din Arbore, cu valorile lor, cu dansatorii. Să cu... extinzi un pic. Dar bineînțeles, bineînțeles. Aria subiectelor. Și premiile poate să fie o leacă mai generoase. Eu știu, îmbunătăți spațiu expozițional, crearea unei alei acolo în fața căminului este frumos pavat, să zicem, așa, niște bănci puse, că se pot pune niște chestii, așa, provizorii, care să, eu știu, să intituleze Aleea Caricaturiștilor, să fie invitați câțiva, știu, care să facă acolo. Asta e inspirație de la Gura Humorului cu Aleea Caricaturiștilor. Da, da, am văzut-o, da, la Gura Humorului, da, da, da. Bun. Încă o dată te felicit pentru această mulțumesc, acțiune. Mulțumesc, Dumnezeu să mă țină sănătos și să-mi dea putere. Și inspirație. Și inspirație să... Să pocrește, să duce până la înalte culme acest festival. Am să te rog să colinzi. Da. Puțin. Da, doar. Vorbea bucovineană și nu numai. Da. Scuze că viroza asta m-a vizitat și pe mine. Altfel nu se poate să... Am să colind o colindă. Hai să colinzi o colindă, da. Hai să cânți o colindă. Da. Ai emoții.
Pentru prima dată te văd cu emoții. Nu e vorba de emoții. Mă gândeam la, mă rog, scuze, pardon, în secând o colindă, din satul meu. Este o colindă foarte, 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 foarte veche. Această colindă se cânta inițial în limba germană, cântau nemții acolo, după care a fost tradusă în românește și se cântă în continuare de către corul bisericesc, care umblă în noaptea de Crăciun, în noaptea nașterii Mântuitorului, din casă în casă și colindă, printre altele, și această colindă. Frumos. Primiți cu colindul? Da, cum să nu. Veniți prunci cu toții, veniți alergați, la Vifleiem grabă în graj v-adunați. Vedeți bucuria ce Tatăl de sus în noaptea aceasta la toți ne-a dus. Vedeți bucuria ce Tatăl de sus în noaptea aceasta la toți ne-a dus. Priviți coloniesle în paie ascuns, la stelei lumină ce-n grajdea pătruns. Cum stă strâns în feașe copilul cel sfânt, mai blând, mai frumos decât un înger sunt. Cum stă strâns în fașe copilul cel sfânt, mai blând, mai frumos decât un înger sunt. Dar iată pe paie copilul ceresc, Iosif și Maria cu drag îl privesc. Păstorii înainte-i stau în genunchiați, deasupra lor îngerii zbor în aripați. Păstorii înainte-i stau în genunchiați, deasupra lor îngerii zbor în aripați. Superbă colindă. Ești un pic colecționar de colinde, după cum văd eu. Măi, și anul trecut să... ai cântat o colindă veche. Mi-am propus să, nu știu, mi-am propus să iau așa din patrimoniul cultural al localității colindele astea care se cântau și se cântă, pentru a nu, na, a nu le și pierde. Cum le găsești? La bătrânii satului? La bătrânii satului, da. Am luat legătura cu bătrânii satului și am rugat să să mă ajute cu versurile, cu linia melodică. O știam pentru că acolo am crescut și am auzit corul bisericesc de câteva ori și mi s-a imprimat linia melodică. Și, na, am zis că se merită să propovăduiesc, să duc mai departe acest, nu știu, acolo, da, mi se pare a duce rugăciunea în cânt pentru peste tot, să, nu știu, să bucură inimile și să fac și cunoscută vestirea și nașterea și, na, toate, știți, este o tradiție, toate într-unul, foarte lungă și care la noi în Bucovina și în Maramureș se păstrează cu sfințenie. Și asta este un lucru minunat. Este încă un lucru minunat. Am mai auzit vorbi că, mă rog, fel de critici genul că să dispară. N-are rost, adică să dispară tradiția. Să dispară, adică lor se pare o chestie așa, nu știu, în mileniu 2... 3, pardon. Chestia asta e o... Na, e ceva, nu știu,
da, se merge pe, se trimită rovere pe Marte și noi încă facem... Da, asta e frumusețea. Da, asta e frumusețea vieții până la urmă. Viața are o frumusețe a ei. Am foarte multe cunoștințe, foști colegi de servici din zonele de sud ale țării și din Muntenia și din Ardeal și care vin când și când în Bucovina să de, fie de Crăciun, fie de Paște și mai ales de Crăciun le plac obiceiurile noastre. Perioada asta din 24 decembrie până în 31 decembrie când se dau pachete în pensiunile din nordul Bucovinei, vin și ascultă și urmăresc absolut toate tradițiile, de la colindat până la mers cu capra, cu ursul, toate sunt minunate. Și toți laudă zona noastră pentru că păstrăm și mergem înainte cu aceste tradiții, în timp ce în zona Muntenii se diluează încetul cu încetul. Da, ce pot să zic, nu e o veste bună. Poate își revin și ei de acolo, că eu zic că cei de mii de ani făcut are, cum să vă spun, are greutate, are consistență, are temelie, are... Acum totul e așa, de azi pe mâine, nimic, nu-i, tot e relativ. Chiar și tinerii, copiii care au cântat la tine în prima ediție a festivalului, bănuiesc că au cântat melodii populare. Da, 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 da. S-a mers pe folclor. Frumoase. Am lăsat așa, l-am pus... Am văzut că fetele erau îmbrăcate în costum popular, frumos, și asta m-a bucurat foarte mult. Chiar ne-a spus de mult m-a bucurat și că respectă de cu adevărat ceea ce face e și cum arată și cum nu mi-a apărut, eu știu, una în blugi cu o ieș și să cânte nu știu ce... Da. Acolo. Adică, na. Nu ține. Deci chiar nu ține. Nu, na, e vorba de respectul pentru, pentru artă, dacă... Uite, îți fac o propunere. Luăm 5 minute de publicitate, revenim și cântăm din nou. Mersi. Mulțumesc și eu. Publicitate.